Sigur că pe lângă activitățile zilnice care țin de lucrări edilitare, primăria organizează cu ajutorul Casei de Cultură, care este în subordine, diverse evenimente culturale. Unul dintre cele mai importante și care deja capătă tradiție este Festivalul de Folclor Aneta Stan. Este un festival concurs dedicat copiilor. Sunt trei grupe de vârstă, vorbim de 6-9 ani, vorbim de 9-13 ani și peste 13 ani. Desigur, îndrăgitea cântăreață Aneta Stan, care este cernavodeanca noastră, tot orașul o iubește, va fi prezentă și este președinta juriului. Festivalul este în onoarea domniei sale, pentru că este persoana care a făcut foarte multă faimă prin folclorul promovat. Festivalul se desfășura la Casa de Cultură Cernavodă începând cu 15 iunie, în zilele de 15 și 16 iunie. Sunt așteptați interpreți copii din țară și din Republica Moldova. Și anul trecut a fost un festival foarte disputat și începe să fie între festivalul de muzică folclorică unul dintre cele mai anturate, cele mai plăcute și noi sperăm ca și anul acesta să aibă deplin succes. Colega mea, Sorina Popa, de la Cultură și cei care lucrează în acest moment la Departamentul de Cultură vă vor putea da mai multe informații. Pentru toți cei interesați, pe site-ul Primăriei Cernavodă se găsește regulamentul de concurs și... ce să spunem, succes tuturor copiilor talentați care vor veni la Cernavodă în 15-16 iunie și cei mai buni să învingă. Sigur, festivalul este în întregime susținut de primărie, premii, eu știu, toate cheltuielile care țin de organizarea acestuia sunt asigurate de capitolul cultură. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să ajungem și la a doua ediție a festivalului folcloric Aneta Stan. Aici la Cernavodă ne doream foarte mult astfel de proiect cultural care să promoveze atât cultura locală cât și cântecul popular și tinerele talente, pentru că practic acesta este scopul proiectului, să promovăm și să dezvoltăm cultura locală și tinerele talente și cântecul popular dobrogean și nu numai. Mulțumim și doamnele persoane că ne-au oferit sprijinul dumneavoastră și experiența dumneavoastră și ca și anul trecut a reușit să-și reunească în comisie nume importante ale folclorului, prietene de suflet ale dumneavoastră, care vin cu mare drag și cu mult suflet se implică în desfășurarea festivalului. Printre care, ca să dau așa niște, ca să enumăr printre numele mari ale folclorului și a etnomuzicologiei românești. Și aici vreau să pomenesc pe doamna Eliza Stan, care este și președinte de juriu, reprezentanta cele mai frumoase emisiuni de folclor de la televiziunea română, doamna Daniela Cipescu, reprezentanta Alea Recordului, doamna Aneta Stan, anul acesta vine doamna Mariana Lungu, vine doamna Polina Manuilă, vine doamna Georgescu, tocmai din Banat, ca să jurizeze tinerele talente și anul acesta la Cernavodă și, bineînțeles, doctor Cristian Obrejan, coordonatorul ansamblului folcloric Izvoarele Dobrogene din Constanța. Anul acesta am reușit să sporim puțin premiile pentru a face acest proiect mai atractiv pentru concurenții care se vor prezenta la concurs. Trofeul fiind de 1000 de lei anul acesta. Cât copii s-au înscris? Păi, cam ca și anul trecut, în jur de 50 de copii. Dar vin din toate colțurile țării, chiar și din Oradea, din Arad, din Prahova, din Oltenia, mai multe zone ale Olteniei, din Moldova, din Maramureș. Mă avem de special anul viitor. Există un regulament al festivalului? Trebuie să țină cont de anumite... Sigur că da, există un regulament pe care noi l-am fixat încă de anul trecut. Ca și
ca și la alte festivaluri, ca să spun așa, vor participa la o secțiune de preselecții, sâmbătă pe 15 iunie. La 10:30 dimineața se va face preselecția tuturor candidaților. La prânz, în urma preselecțiilor, se va face o sesiune de repetiții cu cei care vor intra în concurs, duminică. Iar duminică, la orele 15, vrem să-i dăm start concursului și vom departaja premiile. De fapt, comisia va departaja premiile. Noi nu facem, noi conducerea Casei de Cultură nu facem câte din jurul, lăsăm pe cei profesioniști să-și facă treaba. Recitaluri vom avea? Recitaluri vor fi, nu vor fi multe, pentru că nu vrem să lungim foarte mult emoțiile și nervii susținătorilor în sală. Va susține recital ca și invitat trofeul de anul trecut al lui Cirel, pentru că așa este frumos, iar distințele doamne Aneta Stan, Elena Jurgescu, Polina Manuilă și Mariana Lungu vor susține recitalul, un recital, un scurt recital. Și ca să nu uit ceva important, ce ne-am propus noi, sper să reușim, dar va rămâne surpriză, să deschidem concursul cu o lansare de carte a doamnei Aneta Stan. Sper să reușim. Da, și ne bucurăm pentru că și anul trecut a fost foarte frumos și anul acesta cu siguranță va fi și mulțumim din suflet domnului primar Cristian Neguiță că ne susține în acest proiect, pentru că trebuie să fac lucrul ăsta și să susțin sincer lucrul acesta, că fără susținerea dumneavoastră n-ar fi fost posibil acest lucru. Și bineînțeles și Consiliul Local a fost de acord cu acest lucru.